Mănăstirea Prislop, locul unde se află mormântul lui Arsenie Boca, este unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj din România. Mănăstirea Prislop se află în județul Hunedoara, într-un cadru natural deosebit de frumos. Conform Libertatea.ro, Mănăstirea Prislop este un lăcaș încărcat de istorie și a fost declarată monument istoric. În ciuda dimensiunilor mici, este considerată una dintre cele mai frumoase așezări monahale din Transilvania. Nu se cunosc foarte bine începuturile mănăstirii, deoarece era amplasată pe pământuri care ținuseră de nobilii români din Ciula. Se poate presupune că ei au fost ctitorii lainici ai locașului. Există o singură mărturie care este consemnată despre prezența lui Nicodim de la Mănăstirea Tismana, în Ungaria medievală. Se crede că bazele mănăstirii Prislop au fost puse de călugărul Nicodim. Mormântul părintelui Arsenie Boca de la Mănăstirea Prislop constituie astăzi unul dintre importantele locuri de pelerinaj din țară. În ultimii ani, numărul de pelerini veniți pe 28 noiembrie fiind de 30.000-40.000 de oameni. Mormântul lui Arsenie Boca se află în cimitirul Mănăstirii Prislop, la mică distanță de peștera Sfântul Ioan de la Prislop. Arsenie Boca s-a născut în 29 septembrie 1900 în Vața de Sus, în județul Hunedoara. A absolvit Academia Teologică de la Sibiu și Institutul de Bel Art din București, frecventând în paralel și cursuri de medicină. După 4 luni petrecute la Muntele Athos în Grecia, a intrat în monahism la Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, în județul Brașov. Mulți pelerini cred că pot fi ajutați în problemele de sănătate sau familiale, rugându-se la mormânt. Pelerinii pot fi văzuți aducând cu ei la mănăstire haine, fotografii sau alte obiecte personale pentru a le atinge de crucea din lemn de la căpătâiul monahului. Cel mai mare pelerinaj are loc în 28 noiembrie, când este comemorat părintele Arsenie Boca, conform Libertatea.ro.